Patronul unui renumit lanț de restaurante din București și-a pierdut viața azi noapte în timpul unei plimbări cu un ATV. Viorel Filip mergea pe un câmp de la marginea Bucureștiului și din cauza întunericului nu a văzut un canal de irigații descoperit. A murit pe loc pentru că se pare că în momentul căzăturii și-a rupt gâtul. Pe ATV se mai afla și un tânăr de 25 de ani care a fost transportat la spital. Poliții și-au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.